Tablouul, între cerea lui trimite artistului cel mai drăguț zâmbet cu putință. Un tablou reușit frumos, care place, are marele rol de a reîmprospăta și de a dinamiza creativitatea sufletului pentru suflet. Cu mult entuziasm și uimire, artistul iese câștigător într-o controversă cu arta plastică. Carburatorul reușitei artistului îl constituie iubirea pentru artă, talentul, inteligența, inspirația și fantezia fiecărui artist plastic. Plăcerea privirii unui tablou este voluptatea purității sufletului. Este o dragoste adevărată, care atât în iubirea între doi îndrăgostiți, cât și în artă, cere sacrificiu. Este ca o boală fără șanse de vindecare. Este un microb binefăcător pe care nu-l tratăm pentru a ne vindeca, pentru simplu motiv că ne simțim bine. Îndrept ochii către dumneavoastră, stimați colegi, pictori, artiști plastici, și văd văpaia din privirile tuturor, pentru că în fiecare adă o flacără a speranței, un șar care cere să fie întreținut. Mă bucur că mi s-a oferit ocazia de a fi împreună cu dumneavoastră, care sunteți o nobilă virtute a artei plastice contemporane românești, pe care doamna profesor Alexe Maria și Ioana Badea vă vor ajuta și împinge cu priceperea ce le caracterizează pe calea artistică de a fi contemporan cu viitorul. Dumnezeu v-a trimis pe pământ pe toți cei ce îi spuneți azi aici sub formă de stele căzătoare, încălcate cu talent, 16 bucăți de viață pentru a ne învăța să apreciem fiecare bucurie a vieții. Bucurie există, trebuie să știm să le căutăm, să le descoperim și să le împărțim cu oamenilor. Mulțumesc celor 16 expozanți pentru bucuria de a fi împreună. Dumneavoastră sunteți adevărați depozitari de frumos și fericire. Felicitări și aplauze meritate atât pentru artiștii expozanți, organizatori și publicul inteligent pe zi ce trece tot mai numeros. Vă iubesc și vă respect. Așa să ne aștept Dumnezeu, mai am o frază. Am scris-o în tramvai. Ceea ce ai spus par a fi clipe trecătoare, în culoare, copii adânci ce vor fi veacuri, lungi trăiri nemuritoare. Lucrările dumneavoastră și dumneavoastră nu veți intra în uitare niciodată. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Cei cei artiști care ați spus, iar la suflet, voi continua să prindeți pe fiecare ceva. Și acum rămâne la Ioana mi-a lansat o diplomă foarte frumoasă, mi-a trimis o nu știu pe ce, ceva mai găsită, așa că ne-am făcut astea mai urâte, dar sunt cu ștampici. Doamna Cristiana Anton. Știți că eu redau de obicei în ordinea noastră. Doamna Georgeta Jovanie Poz și doamna Georgeta Atanasiu. Vreau să fac poză cu doamna așa de frumoasă, care a făcut un efort deosebit să Să